Fără apă și canalizare, vara în praf și iarna în noroi, așa trăiesc locuitorii cartierului Henri Coandă din nordul Bucureștiului. Lucrările sunt abandonate acolo, iar solicitările locuitorilor sunt ignorate de Primăria Capitalei. Acestea sunt condițiile în care locuiesc oamenii din cartierul Henri Coandă, situat în zona de nord a capitalei. Ei se plâng de faptul că, pe lângă lipsa apei și a canalizării, din cauza drumurilor neasfaltate, abia pot ajunge acasă. Mai mult, și sănătatea le este pusă în pericol. Deci dacă am nevoie de salvare, ce fac? Fapt e cam imposibil să locuiești. Și este un dezastru. Și cum vă descurcați? Fără apă, fără canalizare? Răspunsul este vine de la sine. Vă dați seama... Prin improvizații ne-am făcut pe cont propriu fose septică, apa. Numai că au trecut 2 ani și mi-a dorit să văd că se mișcă ceva. Răspunsurile însă întârzie să apară. Oamenii au făcut inclusiv o petiție către primarul general Nicușor Dan. Tatiana Bubulac este reprezentanta Asociației de Locuitori și spune că este imposibil să obțină un răspuns clar de la Primăria Municipiului București. Lucrări abandonate, lăsate în paragină, care se distrug, nu sunt conservate. Aș vrea să știu și eu, de ce nu pot da un termen de finalizare când toate actele sunt la primărie? Nu s-a mai făcut nimic. Cum s-a terminat mandatul doamnei Firea, s-au retras utilajele și a venit domnul Nicușor Dan. De 2 ani nu se mișcă un fir de iarbă. Consilierii generali PSD spun că vor propune în Consiliul General un proiect prin care aceste lucrări să reînceapă. O să mergem la fața locului să avem și o consultare cu cetățenii și să aducem pe portativul de priorități al acestui drum și al acestei majorități de la nivelul municipiului București. Pentru anul viitor vor fi bugetați bani și lucrările se vor relua. Am cerut un punct de vedere și din partea celor din Partidul Național Liberal, însă au refuzat să comenteze. Nici cei de la USR nu au oferit vreo reacție.